Trupa britanică Massive Attack a făcut un show de zile mare aseară la arenele romane. Grupul Trip Hop s-a făcut remarcat prin mesajele politice postate în timpul concertului. Seria de texte proiectate pe ecranul uriaș din spatele scenei a început cu campania Fără penali câștigă teren în România. Alte mesaje au făcut referire la colectiv, la patriarhie, polițistul Marian Godină, premierul Viorica Dăncilă sau Elena Udrea. Unele din anunțurile postate au declanșat adevărate urale, altele hohote de râs, însă cele mai multe au creat adevărate reacții de revoltă față de sistem. Dacă cei mai mulți au fost încântați de activismul de care a dat dovadă trupa, alții s-au arătat dezamăgiți. Mesajul final a demonstrat că intențiile trupei au fost de unitate. Cu toții facem parte din asta, au fost cuvintele afișate pe ecran. Grupul Massive Attack a fost fondat de Robert 3D del Naha și Grand Daddy G. Marshall în 1988 în Bristol. Anul trecut, DJ-ul britanic Goldie a dezvăluit într-o discuție că prenumele cunoscutului artist urban Bansky este Robert. Așa au apărut speculații că de fapt Bansky este chiar unul dintre membrii trupei Robert del Naha. Bansky este recunoscut pentru portofoliul său extins, care include picturi murale realizate în diverse părți ale lumii, toate reprezentând teme politice sau sociale.